aș mai vrea să fiu copil. Fericire! Și să plec în copilăria mea de la un punct anume. Eu n-aș vrea să fiu altul. Nu se mișcă Casanova, nici Don Juan. Ban n-am, glorie n-am, lux n-am. Dau și haina de pe mine, păi ce să ia cu mine? Rău să-l ferească Dumnezeu, că se șarpe de dudău, dă-l galbin de mușcă, rău măi leană. Ceea ce pot să-ți ofer este puțină iubire. Întâmplarea a făcut să fiu elev în unei școli comerciale, să intru mai târziu ca elev la liceul Brătianu din Pitești, să întâlnesc o doamnă actriță care a contribuit la ce sunt acum, la cariera mea, sau cel puțin la început, pe doamna actriță din Pitești de la Davila, doamna Crina Cojocaru, care, ca niciun om poate, s-a mers la tata și i-a spus de mine că am talent. Ce să fac eu acum? Tata s-a amuzat teribil, că el vrea să facă inginer, cum toți părinții vor. Îl fac pe fiul meu, îl fac, dar niciodată pe el nu-l întreabă nimeni pe împricinat. Pe mine nu mă întrebi? A? Faci așa de capul tău? Ăsta mi-e norocul și focul. Eu n-am știut că am talent, nici nu știi, că nu se vede ăsta, așa că nu-i cabanul. Și atunci am luat în serios. Eu. Cum e o copilărie? Veniți mai aproape, că am o problemă. Școala are niște reguli care te încorsetează. Eu eram un băiat, să zic așa, de junglă. Nu mai pot! Nu, n-am înnebunit deloc, sunt foarte normal. Nu te juca! Eram prea liber pentru o școală cu disciplină. Să-mi strige în fiecare dimineață numele la catalog, să mă ridic în picioare, să bat la ușe, să învăț ce mi s-a spus cu două zile înainte. E bine, lucrul ăsta, doamna Beate, un alt om excepțional care a ajutat firul vieții mele, l-a ridicat și l-a ținut în mâini, această doamnă Beate Fredanov, profesoara mea. Îmi face plăcere, așa ai spus, nu? A, nu! Vorbe serios? Și m-a simțit. Și 6 luni de zile cu mine nu s-a lucrat deloc. După 6 luni și-a dat seama, cred, că eu trebuie să fiu încercat. Și deodată a intrat în clasă. Mi-a spus, dragă tovarășul student Papaiani Sebastian, te rog, trage draperia din dreptul ferestrei, că vreau să intre lumină. Și-am urcat pe scenă, ea s-a așezat la catedră cu doamna Zoe Angel, cu domnul Carabin și cu domnul Paul Sava. Iar eu am tras cortina, m-am jucat așa făcând, sunteți mulțumită. Ea s-a uitat, uite câtă lumină ai adus în clasă, treci la loc. Și în drumul meu către catedră a zis 10. Ia calendarul, neamule! O grinjoare, o grinjoare, cu peper și calendare. Ia calendarul, neamule, ia! Toreador, mare luptător, marele ador, toreador. Cărările noastre se despart. Cu sudoarea frunții tale să-ți câștigi iarba ta cea de toate zilele. Că așa-i viața mea. Fericire. Câți ani îmi dai? Câți? Ia. Nu, nu-ți dau că nu mă crezi. Nu poate crezi. Tu să strigi uac, uac, uac. Și tu pic palac, pic palac. Grăbiți-vă că se termină marfa, neamule! Ia cocu așa! Du-te-mă acasă, mă, du-te acasă. Nu tu mă fi cu minte. Mircea Mureșan, pentru mine, ca în Biblie, a fost începutul. Eu am fost actor la teatru din Sibiu. Vreo 3 ani, așa.
Înainte de a veni la Institutul de Cinematografie. De acolo l-am văzut. El este cel care îmi trebuie mie. Personajul lui era ceea ce ar fi azi un fel de căpșunar. Când am venit pe șantier, era în primăvară, 1953. Plecam prima dată din sat. Filmul Toate Pânzele Sus a fost o minune de filmare. Ia uite la sus, Ilie! Trece și el ecuatorul! Trudești, trudești! Treabă grea să ții cârma. Nu trudesc, părinte, îmi fac numai meseria. N-aș mai trage cât am tras, de-aș mai trage cât am tras. De păcările nu mă lase, să știu că pierd într-un ceas. Ca așa eu și n-am ce face, zi păcală și dă-mi pace. De păcările nu mă lase, să știu că pierd într-un ceas. Ca așa eu și n-am ce face, zi păcală și dă-mi pace. Vezi la inspectoratul miliției. Inspectoratul Miliției Capitale, metru, da? Da. În seara zilei de așa, un tânăr de 20-25 de ani, înalt, blond, a acostat în holul cinematografului Cobza o tânără sosită din provincie la rude. Scumpă doamnă, hai să ne unim singurătățile. Când doi singurătate este mult mai ușoară. Drept să vă spun, domnule, nu m-am gândit niciodată la asta. M-am obișnuit cu singurătate. Doamnă, de ești mult prea tânără ca să vorbești așa. Și pe urmă viața este mult prea frumoasă să nu ne bucurăm de ea. Adevărat. Mari oameni a mai dat satul ăsta al vostru tovarăș. Pași, capitan, îmi permiteți? I-am explicat așa un caz. Așa. Un caz oarecare și dânsul crede că eu nu... Atunci când ați trecut granița în propagajul bandiților unde erau... Da, bă, ce port? N-am fost eu, tovarăș. Propagaj, aur. Ai rezolvat niște cazuri excepționale, E foarte bine, toarășul Harpalete, că ai avut tot timpul în față exemplul luminos al toarășului Doner Căpșună. Hai bre, dă pa pornița, că ne facem de râs. Păi de ce mă, că e și dânsa are? Păi o are de la șop. Păi și-a mea e la soacră, mea e de la el. Hai mă, neamărine, lasă gluma. Vrei la noapte iar să dormi pe plajă într-o barcă? Tangoul de logodnă, să iubim tangoul. Noi și la bine și la rău îl vom dansa mereu, mereu. Cine doarme n-are povestiri. Eu cred că și cine nu iubește n-are povestiri. Am o mândră minte, tică, tocmai la urezica mică. Să știi că atunci când ești copil, cel puțin eu, nu gândești decât copilărește. Îmi doream atunci, nu aveam idealuri. Eram preocupat de ziua de mâine, de copilăria mea în ziua ce urma. Și de asta eram un copil trist seara. Eu zic bucuros în loc de fericit. Când ești bucuros, când ții la volan de unul singur, știi? Când ești bucuros, nici nu știi cum trece drumul. Mă exprim bine drumul vieții. O să-mi fie dor de dumneavoastră. Zău, tare dor.